Neșansa copiilor de predicatori este că ceea ce rostesc în propria casă, mai devreme sau mai târziu, va fi folosit ca ilustrație într-o predică. Eram duminică seara și, dintr-o dată, out of the blue, Alex îmi zice: tati, știi ce m-a impresionat anul trecut în tabără? Ce? Că cei care au organizat-o, Daniel, Claudiu, toți ceilalți, au gândit un program în care ne-am și distrat cu foc de tabără, cu jocuri, cu evenimente, dar și momente în care am învățat despre Dumnezeu. Care eu l-am întrebat: fii sincer, ți-a fost teamă că veți avea doar lecții biblice? Așa este. Doar că atunci ar fi trebuit să se cheme tabără de studiu. Și a încheiat așa: sunt curios cu ce upgrade vine tabăra asta. Well, upgrade-ul este că au năvălit și adulții în tabăra copiilor și asta nu poate fi decât un lucru absolut minunat, iar faptul că această tabără s-a realizat în ciuda tuturor obstacolelor în sine este o mare biruință spirituală. Am inima plină de bucurie în această săptămână, prin tot ceea ce s-a întâmplat, prin discuții, prin părtășie, prin prezența tuturor împreună și sentimentul că suntem pe drumul cel bun. Mi-aduc aminte de Poiana Cerbului 2000. Cine a fost acolo să ridice mâna? Cred că suntem mai puțin de 10 oameni. Da? Evoluția e fantastică de atunci. Mi-aduc aminte de asemenea de o tabără în care copiii erau clar în minoritate și a ieșit celebra formulă: dați copiii afară din tabără. Pentru că ne deranjează. Noi vrem să studiem, să învățăm despre Dumnezeu. Ei fac gălăgie. Cum să ne mai apropiem de Dumnezeu și să-L cunoaștem mai bine cu atâta gălăgie? Iată că am ajuns la formula: aduceți copiii în tabără. Deci, evident, suntem pe un fond ascendent de creștere. În același timp, eram într-o dimineață și Cornel mă întreabă: Sebi, suntem noi cei mai păcătoși din această tabără? Uite, tu ai avut probleme cu sănătatea, eu cu mașina. Cornel, nu știu ce să-ți răspund, decât că nu ești departe de adevăr. Dar chiar și dintr-o încercare, Dumnezeu poate scoate lucruri bune. Personal am fost copleșit de reacția trupului în urma acestei încercări. Am primit o valiză de medicamente, de zicei că suntem pe moarte. Ceaiuri, soluții, rugăciuni, mesaje, pâine prăjită. La un moment dat mi-era și rușine că mi-e rău de reacția trupului, dar în final inima mi s-a încărcat de bucurie pentru că am avut sentimentul, convingerea aceea consfințită de Duhul Sfânt, că sunt la locul potrivit, că sunt în comunitatea potrivită și că mă simt realmente onorat, că pot și eu, atât cât pot, să contribui un pic la creșterea, dezvoltarea și maturizarea acestei comunități și convingerea fermă că în această săptămână Duhul Slavei, Duhul lui Hristos s-a odihnit cu bucurie în Poiana Negri. Poiana Cerbului, Poiana Negri, dar Duhul Domnului s-a odihnit într-o planetă zbuciumată, plină de violență, de răutate, de hulirea numelui Domnului, Hristos, Domnul Slavei, s-a odihnit în mijlocul nostru, în această săptămână, lăudat fie-i numele în veci. Am trecut și pe la Poiana Americană. Altă experiență, da. Deci, în concluzie, Alex, level up pentru anul acesta. Tema de astăzi s-a născut în urma unei frământări și a unei lupte cu fiul meu legat de internet, TV, smartphones și faptul că suntem invadați de această lume și cum putem să-i facem față provocării. Fiecare generație are o mulțime de provocări. Aceasta este una din provocările generației noastre. Aș începe cu o axiomă. Tehnologia este bună. Ea este un dar din partea lui Dumnezeu. Este o imensă binecuvântare. Ea ne ajută în foarte, foarte, foarte multe domenii. Doar câteva le-am enumerat aici. Cunoaștere,
o mulțime de lucruri legate de artă, de știință, de documentare, de la un clic distanță putem afla o mulțime de lucruri. Mă uitam numai în studiul Genezei, toamna trecută, când eram în zilele creației, și în fiecare zi a creației căutam un documentar Earth și mă uitam la copaci, la oceane, la lucruri și doar privind documentarul acela era o predică în sine și mă ducea la o închinare profundă, un verset din Scriptură, un documentar de o oră și eram pe genunchi, văzând ce înseamnă Domnul creației noastre. Tehnologia ne ajută și la relaxare. O întreagă industrie în acest sens. Filme, jocuri, o comedie bună care ne dă o stare bună. Foarte, foarte multe lucruri. Ne aducem aminte de ultimii ani de pandemie. Wow! Nu mi-aș fi putut închipui un lockdown închiși în casele noastre cu o mulțime de știri alarmiste, cu decese în jurul nostru și totuși, prin online, să reușim să ducem credința mai departe. Ba mai mult, să mai și răspândim Evanghelia în mediul online la oameni sechestrați în casele lor care atunci au simțit nevoia să deschidă site-ul nostru, să deschidă YouTube-ul Bisericii Neemia și să se hrănească într-o perioadă de imensă nesiguranță spirituală. S-a predicat din mașini, s-a predicat din fața laptopului, din camere înguste, de peste tot din biserica noastră, dar cuvântul a fost înălțat. Tehnologia ne-a ajutat să ne ducem credința și să ne întărim unii pe alții. Ce să mai zic de o duminică în care ești bolnav și în care te rogi, Doamne, fă ca Ionut să nu fie în concediu și echipa lui și aștepți și dai refresh și refresh și refresh și vezi că biserica este online și te poți hrăni chiar și când ești bolnav în pat. O duminică, două, trei sau oricât este necesar. Să poți munci de acasă și să ai grijă de copii în același timp. O altă consecință fantastică și de nebănuit a ceea ce înseamnă tehnologia. Cât despre vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, resursele în această parte sunt inepuizabile. Site-uri, predici, biserici online, traduceri de toate tipurile, Biblia online, comentarii, orice cuvânt, orice nuanță, doar să vrei să dai clicul în direcția potrivită și mai poți face un pas în cunoașterea Scripturii și a lui Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, incredibila conectare pe care o poți avea cu frați aflați la distanță. Adi Bursuc, participând luni întregi în pandemie la grupul de casă. Elvis și biserica de acolo, alții din Germania, alții din Italia, alții din Republica Moldova, conectându-se cu noi în momente de criză sau în momente de sărbătoare, puterea de a ne conecta de la distanță cu frați în credință este ceva fantastic. Eram într-o dimineață și, ca orice om, am început să scrolez Facebook. Și mi-apare imaginea unui coleg din Olanda, care avea puține colaborări, cu o imagine. Un câmp de lavandă cu o floare a soarelui acolo și cu titlul Dare to be different. Adică îndrăznește să fii diferit. Mi-am pus mâna în cap și am zis, iar începe ăștia cu curcubeul lor și cu celelalte minuni și cu toată promovarea aceasta agresivă. Dar în subtitlu apărea Mindset, Romani 12:2. Wow, m-a luat amețeală. Pentru că Roman 12:2 îți spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. M-au trecut fiori. Am zis, ăsta e colegul meu din Olanda? Wow! I-am răspuns, but still, stay humble. Romani 12:3. Pentru că în Roman 12:3 spune fiecare dintre noi să nu aibă o părere mai înaltă despre sine. Ne-am dat cu inimioară unul la altul și am simțit că ne-am conectat spiritual, deși eram la distanță de 2600 de kilometri unul de altul, nu vorbiserem niciodată decât pe subiecte de serviciu foarte puțin și în câteva minute ne-am conectat știind că slujim aceluiași Domn. Mă simțeam ca un spion care vorbim ca doi spioni care vorbești într-un limbaj codat. Roman 12:2, Roman 12:3, dar noi știam fiecare ce este acolo. Tehnologia este bună, dar
Tehnologia poate deveni nocivă, la fel cum sarea este bună, zahărul este bun, vinul este bun, sunt daruri din partea lui Dumnezeu, dar orice dar din partea lui Dumnezeu poate deveni nociv. Cu siguranță că în partea aceasta nociv sunt niște lucruri clare, evidente, cum sunt acestea, directe, care ne pot afecta. Primul și cel mai evident este pornografia, care strică mințile noastre sau mințile copiilor noștri. Este agresivă, vine pe toate canalele, pe toate linkurile și cu siguranță nu trebuie să fac apologia că trebuie să ne ferim de ea, stricându-ne viețile și mințile. Alte lucruri pe care sunt foarte, foarte evidente, adicții legate de jocuri de noroc, de jocuri video, de entertainment, dacă ne obișnuim să ne lăsăm distrați doar prin online, doar prin televiziune, doar prin internet, doar prin anumite lucruri, va fi foarte greu să scăpăm de aceste lucruri. De asemenea, prin internet, prin online, sunt porți deschise spre oameni periculoși, care vânează mințile noastre, care vânează sufletele noastre, care vânează copiii noștri. Și trebuie să fim foarte atenți. O clară incitare la violență, și aici nu mă refer doar la jocurile video despre care s-a vorbit foarte mult, o incitare la violență verbală care uneori mă copleșește să văd frați de-ai noștri din toate domeniile luându-se de cap pe internet pe toate subiectele posibile. Și indiferent de cine are dreptate, duhul acela de violență verbală nu e Duhul lui Hristos. Nu e Duhul lui Hristos. Au fost momente în care frați pe care îi urmăream din alte părți le-am dat snuz pe 30 de zile sau deloc, pentru că a simțit că îmi face rău să văd tot acel debate și tot acel pimpoc de argumente violente. De asemenea, nu e cazul să mai vorbim foarte mult de partea asta directă. A fi conectat la medii online, oricare din ele, poate duce la dezinformare și manipulare. Pandemia, războiul, orice subiect ne-a demonstrat din plin cât de vulnerabili suntem fiecare dintre noi dacă suntem expuși o cantitate mare de timp unui canal de informații, oricare ar fi el și pe oricare domeniu. Este un test fantastic al discernământului în partea aceasta de dezinformare și manipulare. Alături de aceste lucruri care sunt clare și directe, tehnologia poate fi și poate deveni nocivă și indirect, prin lucruri pe care sunt mai greu observabile pentru noi și copiii noștri. Viața statică. Stai 8 ore, foarte mulți dintre noi lucrează de la birou, lucrează în fața ecranului, copiii la fel, fie că online, fie duce la obezitate, duce la o mulțime de alte boli despre care ne poate vorbi Ioan, la sânge, la colesterol, la foarte, foarte multe lucruri. O viață statică și petrecută prea mult în fața ecranelor, dacă eu din fața laptopului la serviciu m-am montat în fața televizorului și mai stau și acolo 2-3 ore pe zi și fac, am brățara cu pașii. Dacă nu-mi propun, mă rezum la 2-3 mii de pași pe zi lucrând de acasă, ceea ce este enorm de puțin, iar consecințele se văd în timp. Pentru noi, pentru copiii noștri, expunerea excesivă în online și în fața ecranului poate fi un obstacol în calea socializării. Mai ales pentru copiii și pentru cei dintre noi care suntem introvertiți, care socializăm mai greu, care facem pasul în afară. Ne găsim mediul, ne găsim cușca, ne găsim domeniul în care ne simțim confortabil, ne simțim bine, avem grupul nostru acolo, iar în momentul în care trebuie să pășim în exterior, e mai complicat. Primești șuturi, primești lovituri, primești atunci riscul de a te retrage în zona ta confortabilă și de a-ți crea o lume safe a ta. De asemenea, mai ales pentru copii, dar și pentru fiecare dintre noi, în momentul în care ești expus excesiv jocurilor și tuturor acestor lucruri, este un obstacol în fața creativității. Fantastic! Am avut momente în care am văzut copiii la mine în casă, dintre Alex și vecinul lui, stând pe canapea și uitându-se unii la alții. Și întrebam, ce facem? Nu știm ce să facem. Și epuizaseră timpul pe device-uri, telecomanda era ascunsă la Alina, sus, în birou, nu știm ce să facem. Le-am deschis dulapul. Aveți 30 de jocuri board. Nu știm ce să facem. Venea, uitându-mă la copilăria mea, că noi ne jucam cu bețe, dacă prindeam un indian sau o mașinuță, eram... Ce se întâmplă? Se întâmplă o obișnuință ca lucrurile să curgă firesc, ca să fii hiperstimulat, hiper, fiecare nivel, fiecare joc îți provoacă dopamina, îți provoacă, știi că primești, știi că urmează, știi că...
Și mie îmi place să joc și știu ce înseamnă lucrul acesta, dar presupunând că sunt adult, reușesc să gestionez mai ușor aceste lucruri. Dacă îi lași mai multă vreme, observ că la un moment dat vine unul cu o idee. Creativitatea este pornită din nou la lucru și redescoperă. Mă uitam, luni de zile n-au știut ce mai este Catanul. După aia l-au redescoperit, după care sequence, după care alt joc, după care alt joc, după care prinsa, după care bicicletele. Expunderea prea mult în fața jocurilor duce la blocarea creativității, iar pentru noi și pentru copiii noștri poate să ne priveze de bucurii mult mai profunde, care sunt legate de ce înseamnă o lectură a unei cărți bune, care poate să însemne un dialog profund, care poate să însemne cultivarea unei prietenii, care poate să însemne o mulțime de alte lucruri. Pentru că, de foarte multe ori, cu lucrurile bune pe care le aduce tehnologia, ea aduce și un fast food pentru creierul nostru. Îți livrează rapid lucruri, imagini și îți potolește oarecum setea de curiozitate, de entertainment și așa mai departe. Un alt lucru indirect și nociv pentru noi, mai ales pentru adulți, este de a fi copleșit de ecrane și de lumea online. Făceam la un moment dat cu Alina un recensământ la câte canale de Teams suntem conectați la serviciu și la câte canale de WhatsApp suntem conectați în privat. Uneori sunt zile în care ești copleșit de mulțimea de mesaje la care trebuie să le dai reply, uneori invazia de inimioare, mânuțe, așa, 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 așa. Ți-e și rușine să nu dai, că o să zici dacă 7 au dat și eu al 8-lea n-am dat, o să zic că am ceva cu omul respectiv și atunci dai și tu, măcar să se vadă că ești acolo. Dar poți avea zile în care efectiv te simți secătuit de cât de multe lucruri sunt în jurul nostru. Credeți că se vor împuțina? Nu. Întotdeauna, colegii mei, când au o problemă, vin cu o soluție. Mai facem un grup de Teams dedicat rezolvării acelei probleme, ceea ce înmulțește exponențial comunicarea. I-am zis Alinei, încercând să mă dau mare, sunt conectat la 7 grupuri pe WhatsApp. A început să râdă de mine și a început să numere pe ale ei. Eu sunt la 15. That's the beauty of being a woman. Nu se vor împoțina și atunci necesită o disciplină a noastră să vedem până unde mergem ca aceste lucruri să nu ne secătuiască. Dar dintre toate, în special pentru noi adulții, nu pentru copii, și pentru ei, influența care vine asupra noastră, prin televizor, prin internet, prin lucrurile la care suntem conectați, este cultura veacului acestuia, care este susținută de stăpânitorul veacului acestuia și care nu îl prezintă pe Dumnezeu ca împărat, nu îl prezintă pe Dumnezeu ca suveran, nu prezintă faptul că, indiferent ce credem noi, viața are un final care se termină fie cu iad, fie cu rai, nu ne prezintă despre ce înseamnă Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, ci ne reprezintă, Dumnezeu este ok, it's nice to have, dar o glorificare a sinelui, o glorificare a omului, o punere a omului în centrul universului și toate celelalte se învârt în jurul lor, iar conectarea noastră la aceste medii produce asupra minții noastre un strat gros de ceață și devenim din ce în ce mai insensibili la vocea Duhului. E firesc. Dacă stai mult în cuvânt, dacă stai și îți frămânți mintea în cuvânt și repeți și asimilezi și stai în studii, Duhului Sfânt îi va fi ușor să-ți vorbească. Nici nu va fi nevoie ca crainicul să deschidă gura și tu vei fi deja pe frecvența Duhului Sfânt. Dacă stai zile întregi conectat la această cultură, sigur, Scriptura zice, cuvântul, sabia Duhului este, cum frate Mitică? Ca o sabie cu două tăișuri. Bun, dar cât trebuie, cât de adânc trebuie să pătrundă? Că dacă e doar o lamă de hârleț, ajunge în a doua predică, la exegeză. Dar dacă stratul este gros de 3 lame, foarte greu ajunge sabia Duhului în inima ta. Asta este partea care mă îngrijorează pe mine și mai mult. Mă uitam miercuri când nu m-a simțit bine și am stat în pat. I-am mulțumit lui Dumnezeu că există televizor. Pentru că a trecut timpul mai repede. Nu-mi plăcea ceva, schimbam canalul.
am fost expus la atâtea știri alarmiste, încât am zis, clar, maxim o săptămână și vine apocalipsa. Atâtea scumpiri, centrale nucleare gata să explodeze, războaie, ciume, molim, accidente, nu știu de ce mai sunt în tabără, că săptămâna viitoare it's over, gata, s-a terminat. Expunerea nu poate fi fără consecințe. De aceea romanii ne avertizează, nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Cu cât stai mai mult acolo, consecințele sunt indirecte, dar nu pot să nu fie. Bun, tehnologia este bună, ea poate deveni nocivă, ce facem? Câteva principii pentru noua generație. Simple. Ce, cât, când, unde, cu cine și cum. Ce, este foarte important, conținutul. La ce sunt expuși copiii noștri. Datoria noastră majoră a fiecărui părinte este să știm ce jocuri joacă copiii noștri, la ce clipuri se uită pe YouTube, la ce vloggeri urmăresc, să vedem care este conținutul. Este datoria manual. Noi putem să veghem asupra lor și avem dreptul să zicem nu. Jocul acesta nu este potrivit pentru vârsta ta, filmul acesta, documentarul acesta, vloggerul acesta nu este potrivit pentru tine. Clar și la obiect. Cât? În general, mă consider un om calm. Dar am și eu triggerile mele. Și când l-aud pe Alex, tati, încă 5 minute, mi se ridică adrenalina și sângele până în cap și explodez. Acest cât e o luptă fantastică și bineînțeles că depinde de la vârstă la vârstă. Una ai 10 ani, alta ai 14 ani, alta ai 16 ani. Acest cât se negociază în funcție de cum decide fiecare familie. Dar nu se poate no limits. Nu se poate. Pentru că îi expunem unor lucruri care sunt prea grele și prea dificile pentru el. Îmi povestea Alex de un copil de el din clasă care a fost în tabără cu școala și nu avea nicio limită pe internet. S-a trezit la 4 dimineața și de la 4 dimineața până la 8, când au fost scularea, el a stat pe telefon și s-a uitat la diverse lucruri. Sunt anumite lucruri la care te uiți la 10 ani, sunt anumite lucruri la care te uiți la 14 ani. Ce se întâmplă cu un părinte responsabil care își lasă copilul pradă acestei univers fără nicio limită, fără nicio reglementare? Cât? Depinde de noi cum negociem cu copiii. Când? Clar! Aici, alte reguli pe care noi suntem datori să creăm un contract. De preferat ar fi după teme, nu înainte de teme. Nu seara târziu ca să fii creierul super excitat și super ca să nu mai poți dormi și plin de lumini. Când? Între anumite ore se stabilește de la familie la familie. Unde? Toți oamenii care studiază acest fenomen recomandă, credincioși, fără televizor și internet în dormitorul copilului. Fără. Îi expune unei ispite prea mari. Cu lumina stinsă, cu ispita alături, e prea mult. E prea mult, nu pot duce. Capacitatea de seducție este fantastică. Eu mă uit la copilul meu, îl iubesc, dar știu că dacă îi las telefonul, poate sta 12 ore neîntrerupt. Poate. Ceea ce îi oferă acolo este ceva fantastic. Ar fi bine să-i ferim de această ispită. Cu cine? Atenție! Atenție la prietenii pe care copiii noștri și-i fac pe internet. Mă uitam la un moment dat că Alex juca cu Gheruță și la un moment dat cu Teo și la un moment dat a mai intrat în joc un băiat pe nume, cu pseudonimul Cookie, și Alex a împrietenit cu el. Și la un moment dat l-auzeam că se joacă. Și am auzit din camera de acolo, se auzeau niște cuvinte urâte. Și zic, Alex, dar cu cine joci? Cu prietenul lui Cookie. I-ai întâlnit vreodată? Îi cunoști? Știi cine sunt? Nu. Păi, nu vezi ce urât vorbesc? Gata. Out. Remove. Friends. Remove. Și așa mai departe. Din om în om a ajuns la niște copii de aceeași vârstă, care vorbeau urât și care clar că aveau o influență negativă. Trebuie să fim atenți. Cu cine se împrietenesc copiii noștri? Iar la capitolul cum, există foarte multe tool-uri, nu insist foarte mult, unul dintre ele pe care noi îl folosim este Family Link. Aici
La finalul întâlnirii sau oricând puteți vorbi cu Alina și vă poate vă povesti mai multe, am pus aici câteva screenshot-uri legate de faptul că această aplicație te ajută. Copilul nu-și poate instala ce vrea pe telefonul lui, trebuie să-și ceară acordul, poți să-i stabilești cât să folosească internetul, între ce ore, care zile, foarte multe opțiuni te ajută să știi la ce este expus copilul tău care are telefon. Vă poate povesti Alina mai multe la finalul întâlnirii. Nu este singurul, sunt mult mai multe resurse, dar și aici, uitați, tehnologia ne poate ajuta. Alte resurse. Nu insist pe lucru evident. Modelul nostru este cel mai important. Dacă modul meu de a mă relaxa este doar scrollând pe Facebook și stând în fața televizorului, pot să-i pun nu știu câte reguli, pot să-i pun nu știu câte lucruri. Copiii vor urma 99% din cazuri modelul părinților. De aceea noi trebuie să fim atenți la noi cât de dependenți suntem de internet și de partea aceasta. Putem rezista o săptămână fără să deschidem Facebook-ul? Putem? O lună? Sau să nu deschidem? Cred că sunt momente în care nouă personal ne face bine să postim de tehnologie. Să zicem, o săptămână nu vreau să fac un test cu mine însumi, să mă închin înaintea Duhului Sfânt și zic, o săptămână nu fac lucrul acesta. Pentru binele meu și pentru binele copilului meu. E clar, evident, modelul nostru valorează mai mult decât orice. Apoi, un alt lucru și o altă resursă, în măsura în care putem să ne jucăm cu ei, să vedem ce joacă acolo, ce urmăresc, ce vlogger urmăresc și avem imensa calea dialogului. Ce vezi de jocul acesta? Ce înveți din partea aceasta? Ce a fost bine? Ce a fost rău? Ce învățăm din partea aceasta? Recunosc, mie, în sensul acesta, mi-a fost îndeplinit un vis. Îmi place să mă joc pe calculator. Și mi s-a îndeplinit visul să mă pot juca cu Alex Fortnite. Da? Și am jucat duosuri, triosuri, squaduri, am jucat împreună și cu Teo și cu alți copii. A fost ceva fantastic. Să putem dialoga pe aceste teme și să avem un canal comun, să ne simțim mai apropiați. Cum? De multe ori. Da. De multe ori. Da. Până mi-am dat seama că Alex a devenit mai bun ca mine. Da. Dar cel mai trist moment a fost ziua în care Alex mi-a zis, tati, azi vreau să mă joc cu prietenii mei. Dar promit să mă joc mâine cu tine. Mi-am dat seama. Da. Ala a fost momentul în care mi-am dat seama că s-a încheiat o epocă. Când Alex preferă. Îți facem legătura cu Ami Iacobescu. Da. O altă resursă clară pe care o îndemn pentru toți părinții, să împingem pe copiii noștri spre sport. Da, presupune un efort din partea noastră, niște cheltuieli de timp, de energie. Sportul este fantastic pentru orice copil. Nu trebuie să fac apologia sportului, dar mișcarea, mai ales la vârsta lor, este fantastică. Să încerce basket, fotbal, karate, să facă mișcare. Eu vă spun personal, din toate punctele de vedere, sportul ajută la socializare, la conectare, la reguli, la disciplină, la foarte multe lucruri. Pentru mine personal, faptul că am fost implicat în fotbal și sunt conectat, mă ajută să am un limbaj comun cu colegii mei din Olanda. Eu când vorbesc deja despre Van Basten și despre echipa de fotbal a Olandei, 90% din colegii mei din Olanda mă iubesc. Da. Pentru că avem puncte comune. Și asta doresc și copiilor noștri. Sportul este o religie în zilele noastre, dar ne și poate ajuta să ne conectăm unii cu alții. De asemenea, lectura. Sunt copii, da, cum este Ilinca lui Dorel, care trebuie să o oprești din citit. Dar sunt și copii pe care trebuie să-i împingi, da? Și uneori mai faci și tot felul de trucuri, de negocieri. Zic, Alex, te poți juca dacă citești. În speranța că la un moment dat această dragoste de lectură va crește. Lectura este extraordinar de importantă pentru formarea minții noastre, pentru formarea gândirii și a copiilor noștri. De asemenea, cultivarea prieteniilor în biserică, zile de naștere, întâlniri, participări, aceste tabere, prezența lor aici contează. Îmi spunea la un moment dat la grupul mic Andrei Hoiescu, dar eu cu ce ajut biserica și cu ce încurajez biserica? Însă Andrei, pentru că ești aici, tu mă încurajezi enorm. Orice persoană care o văd prima dată într-o tabără a Bisericii Neemia, pentru mine este un prilej imens de bucurie.
o chestie absolut fantastică, că Duhul lucrează și ne convinge cât de important este să fim împreună și să strângem legăturile împreună. De asemenea, avem o mulțime de resurse între noi pentru că suntem părinți, suntem preocupați de binele copiilor noștri și putem să învățăm unii de la alții. Voi cum faceți? Voi cum faceți? Voi cum vă adresați la această problemă? Să facem pasul înapoi, atunci când nu mai știm, și să ne smerim, să nu fim convinși că avem noi tot adevărul legat de cum să gestionăm tehnologia și ispita asta pentru copiii noștri și să învățăm unii de la alții. Aici am o listă cu întrebări, deci liderii grupurilor de casă pot veni la final și sugestii de întrebări le pot lua de la mine despre cum să explorăm mai specific această temă și să învățăm unii de la alții în ceea ce privește partea aceasta de a face față la ispitele tehnologiei. A fost rostit nu odată acest text în tabăra aceasta. Ne întoarcem la resurse, ne întoarcem la rădăcini, ne întoarcem la Deuteronom 6. Iar textul este prea frumos ca să nu-l citesc. Shema Israel, cel mai important și cel mai cunoscut. Ascultă Israele și ascultă Neemia. Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și cum să fac aceasta, Doamne? Cum să te iubesc cu toată inima mea, cu toată puterea mea, cu tot sufletul meu? De unde să încep? Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta. Se adresează în primul rând părinților. Poruncile acestea să le depozitezi, să le ai în inima ta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi. Doamne, dacă aș avea o tiparniță, îi pun o ștampilă să le întipăresc acolo. Cum să întipăresc aceste porunci în mintea copilului meu? De unde să încep? Să vorbești de ele când vei fi în Iași. Și când vei fi în Poiana Negri. Și când vei pleca în călătorie, când te vei culca, când te vei scula, să le legi ca un semn de aducere a minte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi. Uitam, poate fi ceva mai evident decât ăsta? Dacă eu am Biblia online și o deschid, nu este profeția acestui verset împlinită ca niște legată de mâini și de ochi? Da, cu siguranță. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Sunt absolut convins că la capitolul Deuteronom 6 fiecare dintre noi poate face mai mult. Cu siguranță, biserica, școala duminicală, cei din jurul nostru își vor face datoria să rostească poruncile Domnului copilului nostru. Dar nimic. Nimic nu se compară cu rostirea tatălui și a mamei către copilul lui privind poruncile Domnului. Nimic nu întipărește mai bine. Așa a gândit Dumnezeu lucrurile, ca vocea lui să curgă prin vocea părintelui, ca aceste porunci, ca Scriptura să se întipărească prin vocea părintelui. Și personal simt că am foarte mult de crescut în domeniul acesta. Dragii mei, părerea mea este că nu de resurse ducem lipsă. Avem comunitatea, avem foarte multe resurse în jurul nostru. Am aici două cărți pe care le recomand, Psihologia jocurilor video, Creșterea copiilor în era tehnologiei, le împrumut cu drag oricui dorește și foarte multe alte resurse, cu siguranță, luate cu discernământ, cu doar ce este bun de aici. Nu de resurse ducem lipsă. Ceea ce cred eu că ne lipsește de multe ori este consecvența în aplicarea acestor resurse. Dacă aș avea doar un euro pentru fiecare decizie bună pe care am luat-o în viață, aș fi un om foarte bogat. Pentru fiecare decizie bună la care am renunțat pe parcurs, n-am dus-o până la capăt sau am dus-o doar câteva zile, aș fi milionar în euro. Am auzit mulți oameni la începutul taberei rostind următoarea frază. Am mari așteptări de la tabăra aceasta. De reset de credință, de reînviorare, de reînprospătare. E fantastic să vii cu această atitudine. Înseamnă că ești receptiv la vocea Duhului. Înseamnă că îți dorești creștere, înseamnă că îți dorești schimbare, înseamnă că îți dorești progres. Ești receptiv. Și sunt convins
că taberele și-au rolul lor fantastic de iluminare, de îmbogățire, de trezire, dar niciodată nu sunt suficiente. Ca unul care am trecut prin zeci de tabere și știind importanța lor, știu că la fel de important ca iluminarea, ca decizia, ca bogăția care o primește aici, la fel de importantă este și consecvența de a umbla în pașii credinței. E important să ne încurajăm unii pe alții în această direcție. În final, un ultim gând. Ceea ce are nociv tehnologia este că ne leagă de umblarea prin vedere. Ecrane peste tot. Suntem legați de acest device mai mult ca niciodată. N-aș fi crezut posibil. Și în mod spiritual, privim. Și lucrul acesta duce într-un mod perfid la o legare de umblarea prin vedere. Dar noi studiem Geneza, care presupune o umblare prin credință. Și atunci suntem chemați să medităm asupra acestui subiect. Cum umblăm prin credință în mijlocul unei lumi care umblă prin vedere și în care și noi suntem legați de această umblare prin vedere? Cum reușim să le povestim copiilor noștri despre ce înseamnă tainica umblare prin credință? Vă povesteam la începutul mesajului de colegul meu din Olanda, e un tip la vreo 50 de ani, care are 2 copii adolescenți și acum 2 săptămâni au trebuit să discut cu el ceva legat de serviciu. Și nu vorbiserem de, cred că, vreun an de zile, dar între timp ne conectasem pe romani. Și am vorbit 45 de minute cu el. 5 minute despre serviciu, 40 de minute de părtășie. Și el îmi spune, mi se par fantastice mărturisirile astea cu un om care n-ai vorbit niciodată aproape. Și îmi zice, Sebi, trăiesc o revoluție spirituală în viața mea. Ce urmează? Doamne, oare ce urmează? Zice, am simțit că ne neacă lumea din jurul nostru. Am simțit că ne sufocă materialismul, secularismul, toate curentele din jur. Am simțit că ne seacă și ne scurg de energie și de multă vreme ne rugăm ca familie, Doamne, încotro, Doamne, ce să facem? Și zic, ce ați făcut? Zice, anul ăsta am vândut tot. Am vândut tot și am cumpărat o rulotă. Ne-am mutat în ea și parcurgem toată Olanda. În fiecare dimineață, el continuă să lucreze online, în fiecare dimineață mă trezesc, ne rugăm împreună și întrebăm, încotro, Doamne? Și apoi pornim. Zice, lucrul acesta a produs o revoluție fantastică în familia noastră. Zice, simțim din nou dependența de Dumnezeu, simțim vocea Lui. Zice, am avut atâtea evangelizări anul ăsta când n-am avut în viața mea pe motivul acesta, pe motivul acestui lucru. A produs o fantastică revoluție în familia lui, mergând în această direcție. L-am întrebat, Bert, dar biserica, dar comunitatea, cum faceți mai departe? Deci avem o comunitate de rulote în întreaga Europa. De 2 ori pe săptămână ne conectăm online, de 2 ori pe an ne întâlnim în locuri comune și ne închinăm împreună. Vom spune, e o nebunie, Bert. Noi trăim o viață să ne achităm casa și să o vând într-o secundă ca să umblu prin toate coclaurile. E o nebunie. Dar cine suntem noi să judecăm decizia altuia când e vorba de mântuirea propriei familie și când simți că îți pierzi sufletul într-o lume închisă? Pe de altă parte, oare să lași totul, să ieși din casa tatălui tău și să mergi undeva în baza unei promisiuni? Nu e o nebunie? Dar oare să-ți vinzi afacerea și să începi o biserică, nu e o nebunie? Dar oare să umbli după ce umblăm noi, în așteptarea unui Iisus nevăzut, nu e o nebunie? Avram, Isaac, Iacov, Iosif. Toți au trebuit să povestească copiilor lor despre ce înseamnă umblarea prin vedere,
versus umblarea prin credință. Noi astăzi luăm Evrei 11 și le povestim despre Avram, despre Isaac, despre Iacov și despre Iosif. Dar ei nu aveau Evrei 11, ei povesteau copiilor lor despre propria lor umblare. Aș vrea ca acesta să fie gândul cu care noi să plecăm. Noi, în calitate de părinți, trebuie să le povestim copiilor noștri despre cum am umblat noi prin credință. Care au fost momentele cheie din viața noastră în care am ales să ascultăm nu de vocea lumii, ci de vocea Duhului? Care au fost momentele de credință în care am respins umblarea prin vedere și am ales umblarea prin credință? Iosif își încheie viața în cel mai înalt moment binecuvântat al poporului Israel de atunci. Un moment glorios de binecuvântare și de bunăstare. Se înmulțiseră. Le mergea bine? Le mergea excepțional. Erau într-un loc providențial. Ce-ți trebuie mai mult de atât? Se închinau în continuare lui Dumnezeu, aveau familii fericite, erau în Gosen. Și Iosif zice, da, ceva lipsește. Ce, Iosif? Țara promisă. Care țară? Care? Nu vezi ce bine este aici? Dacă Dumnezeu a promis ceva. Și ce ai să faci, Iosif? Ce ai să faci? Și Iosif zice, când vă va cerceta Domnul, să nu lăsați oasele mele aici. Peste sute de ani, cui mai pasă despre ce se va întâmpla? Dumnezeului căruia îi slujesc nu-i pasă doar de prezent. Dumnezeul căruia îi slujesc îi pasă de copiii mei și copiii copiilor mei și generațiile viitoare. Rostirea aceea cu oasele mele o fac pentru generațiile viitoare. Ca dovadă că ea s-a împlinit. Și din toată viața glorioasă a lui Iosif, Evrei 11 decupează doar acest moment. Că în vârful gloriei, când puteai să fii legat total de umblarea prin vedere, Iosif se leagă de o promisiune pe care nici măcar el nu auzise, ci Avram, străbunicul lui. Dumnezeu să ne ajute, căci numai El poate să o facă, să învățăm pe copiii noștri, într-o lume legată de vedere, ce înseamnă umblarea prin credință. Aș vrea să îi invit în față pe Nicu și pe Sabin și pe Cristina, nu știu dacă este și Diana, să se roage pentru noi și apoi să continuăm.